Bun găsit, dragi prieteni, sunteți pe as.ro Nu puteți spune că v-ați făcut și voi, mă, barcelonez peste noapte Catalanilor care sunteți voi de catalani Pentru că am vorbit de fiecare dată și despre Real Madrid și despre FC Barcelona A fost rândul băieților lui Xavi să vingă cu 4 la 0, nu despre asta vrem să vorbim. Eu, sincer, aș fi vrut astăzi doar să l-am iubit ca pe copilul meu pe, pe, pe Arteta, ca, pe, ca, un frate. Ca mag... bă, când a stat el lângă pe Guardiola atâția ani și a învățat meserie și a zis, băi, pe Piton, la să mă și pe mine să mă duc să fiu și eu antrenor principal undeva. Dar du-te, mă, Și s-a dus el la Arsenal și am ținut cu el. A avut și o perioadă mai grea. Țineți minte, hau, bă, bă. Băi, dar vroiam doar așa să apar uh, cu pozuța lui Obameyang, trăiește, ticule și doar atâta să fie titlu ce-o fi fost în sufletul lui Arteta. Ca Arteta a zis, bă, ăsta nu e bun de noi, avea 163 de meciuri și 92 de goluri. Atenție mare de tot copilul, marca la două mai, mai tare, la două meciuri jucate pentru tunari, marca un gol, chiar mai mult. Și ăla, psh, Arteta a zis, da, mă drumul de aici, tu nu vezi că nu, ăsta nu mai joacă, avea 14 meciuri în ultimul zi, dai mă drumul de aici. Băiatul s-a dus la FC Barcelona, care era o echipă de când cu Olandezul la Rozaliu un Obrăjori, nu, nu, că nu l la bășcălie pe cum, dar a nenorocit echipa. Uh, și a venit copilul ăsta. Cine mă, obame? cum îl cheamă ăsta, că nu știi să-l scrie, că el nici nu mai joacă pe acolo, Psh, arteta, du-te, bă, de aici. Și a venit copilul la Barcelona, da? Uh, 9 goluri, 11 partide. Că bă, că se adaptează greu, că la Arsenal nu mai jucă, așa, așa mai Mă gândeam aseară, în timp ce privea meciul dintre Real Madrid, că ăștia au fost gazde, deși scorul nu arată, contra celor de la FC Barcelona, și că l-am văzut pe copilul ăsta, că dă de-aia mașcăriță, calcane, ați văzut, deci el are două goluri, pac, pac, are până acum un hat și o dublă, dar dubla aia e cu Real Madrid. Atenție mare la primul clasico din istorie. Atât voiam să spun. Dacă, bă, e Michel, dacă te uiți la noi, ce a fost, mă, în sufletul tău aseară și ce a fost în mintea ta în perioada asta în care eu nu mai am nevoie de asta, mă, că, uite, e tatua, nu, vede, nu joacă bă nimic. Du-te de unde ai venit. Și s-a dus la uh, Real Madrid. Șapte la FC Barcelona. Șapte goluri în La Liga, Două în Europa League, 11 meciuri. Am mai dat și Taconasul ăla, cum zic ei, că a văzut că dă calcane, să dai calcaneu frățioare în meciul cu Real Madrid, bine, erau jaloane și după aia să dai și uh, boltă. În plus, în plus, pentru în afară de faptul că el e și dă și asisturi, dă și gol și așa mai departe, l-a trezit în somnolență și pe Dembele, că ăla cu dormea pe undeva și a zis: "Bă, Dembele nu prea să mai gândește acum de când a venit copilul, atenție, da? De când a venit copilul de două, trei lunițe, nu prea să mai gândește băiatul ăla să mai se transfere la vară, nu să se transfere, să plece de la FC Barcelona ca a venit copilul și ușor, ușor, ușor așa m-a trezit din starea de somnolență. Ele au făcut loia lunace, bun. Ceea ce avem de reținut, contra Valenției, dacă nu mă înșel, nu, are un hetric, o dublă cu Real Madrid și mai are și două goluri prin Europa League. Că nu o să se adapteze, mă, dar l a dat și dată ea de la Arsenal, că-i vai de capul lui. Nearteta, n-am văzut să facem bășcălie de Matale astăzi, dar cred că ai tras bățul scurt aici și alegi ultimul la faza asta. Mata ai zis să se ducă, ăsta s-a dus, înapoi nu-l mai vezi. Aspungro, toate cele bune, mi de mulțumiri.